Oare cum ar fi arătat istoria muzicii dacă tacâmurile ar fi fost instrumente muzicale? Probabil că Mozart ar fi cântat la polonic, Beethoven ar fi compus sinfonii pentru ibric, iar Roda Bucuriei s-ar fi cântat la tirbușon. Și nu suntem deloc departe de aceste minuni. Câțiva tineri din capitală și-au propus să revoluționeze muzica. De fapt, nu doar muzica. Vor să revoluționeze orice. Au creat o harpă fără corzi, un pian din furculițe și linguri, dar și un barman robot. Vă invit să urmăriți unele dintre cele mai distractive și inteligente invenții. 100% românești! Vi se pare o scamatorie ieftină, nu-i așa? Pare o harpă invizibilă. Într-un fel chiar așa și este. Mai urmăriți încă o dată. Bănuim că acum ați văzut razele roșii. Acum știți cum arată o harpă cu laser. Funcționează pe principiu faptului că toți cei roșii de jos sunt o serie de senzori care simt raza laser proiectată de la nivelul ăsta. În momentul în care mâna mea obturează una dintre razele laser, în acel moment, acest microcontroler de aici generează un sunet. Creatorul harpei invizibile este Viorel. Viața lui gravitează în jurul IT-ului și în jurul gospodării. După cum ne-a spus și el, poate să creeze o invenție trăznită pornind de la orice găsește prin casă. Treaba e extrem de challenging, adică două proiecte nu seamănă între ele, te solicită fiecare proiect pe altceva, ceea ce îmi place la nebunie. Dacă atunci când vine vorba de inovație cerul este limita, nici crearea unui pian din tacâmuri nu a fost o misiune prea grea. Avem aici The Kitchen Symphonizer. Este un pian cu instrumente de bucătărie. Uite, pot să demonstrez un pic ce se întâmplă. Aici avem pian absolut normal și aici avem percuție. Muzică, lingotică, tehnologia o avem deja, mai fost anterior și a ieșit exact chestia asta. Următoarea invenție dedicată degustătorilor de cocktailuri. Este un bar care este capabil să-ți toarnă un cocktail așa cum îl comanzi tu. În momentul în care se oprește paharul sub o sticlă de băutură, se ridică acest disc din plexiglas și apasă efectiv pe sticla de băutură. Păsările nervoase au creat o revoluție în lumea jocurilor la momentul lansării, așa că Viorel s-a gândit și la fanii aplicației praștia cu Bluetooth. După cum vezi, este o praștie complet din lemn, toată electronica este în interior, se conectează prin Bluetooth la laptop și controlează praștia Angry Birds din laptop. Dacă vrei să vezi ce are în interior, avem destul de multă electronică, o baterie sursă de alimentare care se încarcă prin USB, mai departe conectorul Bluetooth, un dispozitiv care îmi spune cât de mult este plinată plaștia și un procesor central. Iar aici mai avem un senzor de întindere. În momentul în care trag, îmi spune cât de întinsă este plaștia. Iar dacă misoginii spun că locul femeii e la cratiță, inventatorul nostru a găsit o soluție pentru ca gătitul să fie mai plin de like-uri. Mai am spus, să dăm un premiu creativ agențiilor. Și ne gândeam, mie a venit prima dată în minte tigaie. Vreau să le dau ca premiu o tigaie. Ok, dar tigăi sunt pe piață. Hai să facem o tigaie mai deosebită, care nu e pe piață. Și așa a luat naștere tigaia care se conectează la o rețea de socializare. Este o tigaie care se conectează la Facebook prin rețeaua Wi-Fi din cameră și afișează pe aceste LCD, imediat o să se schimbe, afișează numărul de like-uri și cât de multe reacții am strânit pe Facebook. Achiziția materiei prime a fost o adevărată aventură. Doar într-o piață am reușit să găsesc 30 de tigăi identice, una cu alta. Dacă vreți să folosiți tigaia și la gătit, Viorel ne dă un sfat prețios. Dar vechea o tigaie normală funcționează o singură dată în viață. O pui, trebuie să ai un extintor la îndemână și atât. Prețul unei invenții poate ajunge până la câteva mii de euro și este stabilit în funcție de complexitatea lucrării. În viitorul apropiat, Viorel are planuri mari, un robot care să ne identifice după trăsăturile feței.